Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați găsit la un nou video. De această dată o să facem un nou gameplay de Fortnite. Vreau ca toți acum să dați pe butonul de like, pentru că de această dată ne jucăm la arena. Pentru că unii mi-au zis: Andrei, de ce nu joci la arena? Și bă, m-am gândit, bă, chiar, de ce nu joc eu la arena? Astăzi am jucat la arena puțin pe live, am făcut aproape scor 100. Știți că eu de obicei nu prea joc la arena, pentru că am zis că nu are rost, că am în modul normal, etc. Dar chiar a început să-mi placă arena. Și am auzit că dacă ai punctaj mare, ești considerat un jucător profesionist și de-astea, așa că vedem ce este și cât punctaj putem să facem. Am făcut un win pe live la arena, bine, aveam scor destul de micos, aveam vreo 70 și acum am 100 tot la fel de miche. Dar vedem ce este. Dar fă că nu-i nimeni în saldi, what? Îmi place foarte mult faza asta. Mamă, dar mi-a dat loot. Loot bun rău. Foarte bun loot-ul. Și da, fraților, dați și acolo pe butonul de like dacă vreți să mai facem, da sau nu, episoade de Fortnite, pentru că n-am mai postat de ceva timp episoade de Fortnite și vreau să văd câte like-uri puteți strânge la acest clip, să vedem dacă mai postăm sau nu. Oh, shit. Dacă merge sau nu să mă chinui să-mi iasă un win, pentru că eu altceva nu pun decât win-uri. Am zis, bă, dacă postez ceva, postez bine. Bine, în caz că e un match care am foarte multe kill-uri, poate îl postez și pe ăla, dar nu cred că e cazul match-ul ăsta, că bă, că nu dăm de nimeni în salt aici. Am venit degeaba. Nu știu, și pe total așa arena mi se pare mișto, dar îmi place asta, cum îi spune, că unii sunt, cel puțin aici, unii erau, că jucau foarte cancer. Ca să zic mai pe scurs, jucau cancer. Jucau rușii PCS cu auto, aici joacă cu ăsta, cum îi spune, spamează și etc. După aceea vin la cleanup, i s-a întâmplat și nu mai am niciun chef. Oricum, acum este prima încercare pentru filmare. Tocmai ce am venit și eu de la... Nu tocmai ce am venit, cred că acum o oră. Dar ideea e că am venit de la liceu. Da, voi aveți vacanță, frumos, prin vacanță, eu mă duc la liceu, băi. Și poate cum o să zică unii copii care nu se percep, Andrei, și la profesională sau etc. Nu, nu sunt la profesională, sunt pe profil de turism și din cauza că am avut mini vacanțe în timpul anului, acum eu trebuie să recuperez chipurile, nu știu ce să recuperez, dar, mă rog. I-am dat căpățâne, am spart căpățâne la băiat. Am scar căpățână. Era mișto, bă. Ok, vedeți? Arena ca arena, dar unii nu prea au o treabă cu jocul, nu știu. Nu știu. Bine, probabil e mic, destul de mic punctajul ăsta pe care l-am eu acum. Probabil e destul de mic, adică am 100 acum fix. Dar vreau să ne apucăm să jucăm la arena. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii dacă vă jucați Fortnite, ce punctaj aveți voi la arena și dacă vă jucați arena, pentru că eu, uite, nu mă jucasem până acum arena, m-am jucat decât două ori cu Norris și n-am prea am jucat deloc solo-uri. Bă, că solo-uri așa sunt destul de easy. Ce puțin am făcut live lejer pe live. Nu eram nici încălzit, am jucat-o și prost și tot am făcut win. Bine, dacă ne iese și acum în clip, ar fi destul de bine. Să stăm și noi de niște player. Sunt căutare de player, băi, nu prea dă-i de player, nu știu. Unii joacă foarte camp, doar ca să ia punctele alea pentru top 25. Înțeleg. Ia că e un campfire acolo. O să mă iau campfire, trebuie să mai luptez pe aici. Campfire-urile folositor mai la sfârșit, 100%. Cam așa. Și am mai primit întrebări legate de camera de streaming. Când o să fac live din camera de streaming? Următorul live când o să fie din camera de streaming? În momentul de față, camera de streaming este chantier, la propriu spus, pentru că efectiv am înfoliat toată camera, pentru că a trebuit să scot ușa și geamul care erau înainte, pentru că erau vechi. Și am pus acum o ușă, un geam termopan și o ușă tot de termopan mișto. O să vedeți mai multe detalii în turul camerei. Ideea e că camera o să iasă super șmecher la final și vreau odată să vină ziua aia.
De-aia că încerc să mă apropie, bine, cel mai probabil o să termin până de ziua mea, destul de sigur că până de ziua mea totul să fie gata, pentru că în momentul de față ce mai e dificil în camera aia, cam asta e, cu ușa și geamul. În momentul de față au dat cu glet, sau nu, urmează acum luni, deci acum am dat cu nu știu ce, nu prea mă pricep eu la de-astea, și o să urmeze să dea cu glet. Deja au pus ușa, au dat replace la ușă, dar acum trebuie să o fixeze mai bine și să o facă să arate mai bine, știi, acolo, că acum nu prea arată bine. Nu prea mă pricep eu și nici nu am văzut situația care e acolo. Cineva pe aici? Care are chef de niște caterincă? Nu prea persoane pe aici. Dar vreau și vreau să readuc pe canal seria de 5M. Nu știu ce părere aveți, dar eu zic că e o idee destul de bună, pentru că știu că era o serie destul de apreciată pe canal. Și în același timp vreau să readuc seria și de Brawl Stars, pentru că am luat o pauză. Eu nu mă mai jucasem deloc și vreau să mă reapuc. Că am văzut că prinde destul de bine pe YouTube și am zis că oricum mai aveam eu chef să mă reapuc. Pentru că n-am mai jucat de ceva timp, l-am reinstalat din nou și am zis, sper că am făcut o dată nervi și le instalasem și chestii și am zis că, na, nu-l mai jucam, nu prea se juca nimeni pe atunci așa pe YouTube, cine știe ce, nu era hype așa cine știe ce. Acum, ce de ce devine ca un Clash Royale, mini Clash Royale. Oricum, hype-ul Clash Royale a fost forță. Forținim. Bă, dau, unde naiba e toată lumea? Am decât o boabă. Unde? Opa. Na, ce să trag? Teama, mai bine nu trag. Rish top 5, 3 hype. Ia uite, am primit puncte, cam la top 25. Wow. Să luăm cu metrou, dar nu știu unde să mă duc. Ajung oare? Bă, n-ajunge nimeni să construiesc neapărat. A, nu știu unde să mă duc. Opa. Aha. Ghiciți pe cine am văzut eu. Eu dau 28 cu spampul legendar. 35. Doamne, frate. Până pe live mi-a dat odată 185. Și am fost și facem, wow, shotgun-ul ăsta chiar dă atât? Dar acum văd că nu mai dă, nu mai, s-a luat în cap. Uite cum o fac eu viață. Mi-am făcut 100% shield, băi. Bine să așa. Opa. Unde trebuie? L-ați văzut pe mărlănoi? La noi. Fuck. Nu spune că... Are glider deploy. Asta că e o porcărie, treaba asta. Dă-mă asta. Da, eu urăsc pe ăștia care fac chestii de-astea nașpa, de te spamează după aceea, după ce te bați. Deci nu e un reload la porcăria asta. Să ne ducem în zonă. Dar tu nu știu de unde trebuie să... Stai că a venit mărlămoiu. Noi să facem o caterincă. Pe bune. N-avea glider deploy.
Nu știu dacă să iau infantry rifle, dar o să-l iau. Why not? Trebuie să iau metrou. Sună, vibrează telefonul. Trebuie să iau metrou. Ok, perfect. Bă, boss, nu stau să mă bat în zonă, pentru că am învățat asta de pe live. Nu e o idee bună să te bați în zonă. Mai bine o jucăm în zonă. Deci te aștept. Dacă vrei să o dăm în zonă. Opa. La maio. Ce zici, mă? Ce zici, mă? Mă, toată lumea are de ăsta legendar? Toată lumea are, ești nebun? E la reducere acum. Hai de capul meu. Unde să ne ducem? Să nu-mi iau cumva un snipe, că nu știu ce player sunt pe aici. Chiar nu știu și nu. Oamenii. Am decât 3 de astea mai rămas. Mi-am cam dat la biluță la nebun. Bă, să mă bat. Mie că vin ăștia și-mi dau clean-up și n-am chef să pierd meciul ăsta. Și vreau să joc safe. Jucăm tryhard sau... Unul e acolo. Pe bune? Ce tocmai a fost aia? N-am dat niciun hit. Mărla moio, mă ține. Uite cum îl spamează pe ăsta. Te spamează, nebunule? Pe bune! Cum se arată hit-ul ăla? Nu mai aveam nici glanțe la shotgun. Direct că am întârziat-o. Ceva bun avea asta? Aia am luat ce avea bun, resursele. Asta vrea să mă dea jos. Aiure. Asta e scopul lui în viață. Mă dea pe mine jos. Uitați-vă la el. Best player de ăștia, aiurea. O jucăm de aici, să înțeleg. Avem un tip care hoinărește. Nu, ăsta. Hai că consum materiale degeaba să-mi bat ciorul. Fixează și tot să-ți fie așa, așa. O luăm de aici, o să stăm aici, am și ceva. O jucăm safe. Încercăm să jucăm safe, să nu cumva să mai iau unul pe la spate sau ceva. Am nevoie să mă duc la drop, am tot ce-mi trebuie. Să mai încarc ăsta.
prea cu aim-ul astăzi, nu prea. Hai mărlă moilor, ce faceți? O dăm sau salut? Opa. Uite pe mami cum se spamează. Cât de spamează nebunul. Omul se bate când e low. Really, brodere? Really? Îți dedică lumea acum că-l copiez pe mis. Brodere. What? Bă, sper că nu mă trezesc eu cu un snipe de aici, că ar fi aiurea. Ar fi mega aiurea. Mai sunt 5. Unde naiba sunt, întrebarea mea? Unul e acolo. Unul trage de nu știu unde. Voi îl vedeți? Deci unul e acolo, unul trage de nu știu unde. Asta aș vrea să aflu. Uite, cred că l-am văzut. Are un cu o bănuță acolo, random. Nu-i făcută de mine. Ce să-ți fac, frate, dacă te arăți? N-ai gândit-o bine pe asta? Nici tu la fel. Wow, sunt în zonă. Nice. Am și eu noroc în viața mea? Frate, cum se arată ăștia? Bine că am luat infantry rifle, că dă damage. Hai. No! M-a ratat, bine că m-a ratat. Dar nu m-a ratat prea mult. Oh, shit! Holy schnitzel. Prea am resurse. Doamne, nu fugi lutul. Nu fugi după lut. E unul aici. Am resurse, brodere. La trebuie să vină din partea aia. Nu văd nimica prin astea. De metal. Asta e kind of aiurea. Da, l-aud. Bă, deci eu cu căștile astea încerc să aud de unde l-aud. Abia aud. Ăla da rift. Hai că încerc să-i fac rost de hit. Fac o bază. Are high ground. That sucks.
Doamne, cum pot să mă panichez? Băi! Bă, ce a fost asta de la final, mă? Aolo, băi! GG oricum. Guys, nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like, de subscribe dacă sunteți noi pe canal și nu uitați să apăsați pe clopoțel și să folosiți codul AndreiRoU pe item shop, să-mi trimiteți unor pe Instagram dacă vreți să vă dau ad pe Fortnite. Eu am fost Andrei, ne auzim la următorul clip, să strângem cât mai multe like-uri dacă vreți să ne facem mai de clipuri. Eu am fost Andrei și v-am salutat, bye bye!